Matinalii Răzvan și Dani au știut întotdeauna cum să atragă publicul. În fiecare dimineață, telespectatorii pot urmări la Antena 1. De-a lungul anilor, cei doi oameni de televiziune, care sunt și prieteni, au reușit să câștige sume mari de bani, iar pe lângă matinalul pe care îl susțin, mai câștigă bani și din alte proiecte. Au trecut 13 ani de când cei doi formează un duo pe micile ecrane. Emisiunea pe care Răzvan și Dani o prezintă la Antena 1 se află în topul audiențelor, iar în urma muncilor, cei doi prezentatori încasează sume mari de bani. Se pare că matinalii Răzvan, Simeon și Dani Oțin ar încasa fiecare un onorariu de aproape 10.000 de euro. De asemenea, cei doi sunt căutați pentru prezentarea diferitelor evenimente. De exemplu, Răzvan Simeon a intrat în industria artistică, iar Dani Oțil a devenit maestru de ceremonii. Au prezentat festivaluri muzicale sau concerte. Fiecare ar primi câte 1.500 de euro pentru un eveniment. Totodată, prezentatorul TV Dani Oțil deține propria firmă care își poartă numele. Răzvan Simeon și Dani Oțil fac o echipă perfectă. Unul este artist, celălalt este calculat, iar împreună formează un duo spectaculos, lucru certificat în anii de carieră. Se întâmplă foarte des să avem discuții în ceea ce privește momentele din emisiune. El este un artist, iar eu sunt un om calculat, pragmatic. Întotdeauna când discutăm despre asta, Răzvan vrea să facă totul cât mai spectaculos, cât mai pompos, iar eu mereu cer detalii tehnice, întreb câte minute durează, cum se realizează și așa mai departe. Când văd că se enervează, îi spun: bine, face cum zici tu, dar prezint eu momentul, a declarat Dani Oțil în urmă cu ceva timp.